să-i mulțumesc domnului guvernator Mușetescu pentru modul în care a lucrat și devotamentul pe care l-a arătat față de rezervații. Nu e puțin lucru, știu un iubitor al naturii și spun eu că proiectele începute vor fi continuate. Bineînțeles, când discutăm de rezervație, evident, ar trebui să fim toți conștienți că Delta Dunării reprezintă, înainte de a fi un element natural, bine definit, unic, cum spuneați, la nivel mondial, patrimoniul UNESCO, reprezintă și un obiectiv turistic. Ori aici, împreună cu dumneavoastră și împreună cu primarii, împreună cu alături de comunități, trebuie să întreprindem acele demersuri necesare ca lucrurile să meargă în integralitate, în completarea biodiversității, în completarea cu ceea ce înseamnă dezvoltarea comunităților locale. Suntem toți conștienți de prezență aici că Tulcea, județul Tulcea, are doi piloni de dezvoltare, agricultura și turism. Altceva nu există. Ori, rezervația, evident, trebuie și va fi alături de comunități cu respectarea acelor reguli și obiective de prezervare a naturii și a mediului. Dacă vrem să avem o deltă frumoasă și peste 100 de ani, va trebui să găsim soluțiile și măsurile împreună pentru ca acest lucru se întâmple, dar ținând cont și de dezvoltarea economică a județului. Eu vreau să vă asigur pe toți cei prezenți, noii mei colegi, că ca și manager consider că importante sunt două aspecte, două principii. O resursă umană motivată, profesional și financiar. E, aici va trebui să lucrăm și vă asigur că împreună cu Ministerul, împreună cu autoritățile locale, împreună cu factorii de decizie la nivel guvernamental, în perioada imediat următoare vom încerca să găsim soluțiile ca aceste două obiective să fie îndeplinite cel puțin în parte. Și mă refer la motivația financiară. La cea profesională rămâne cum vedeți dumneavoastră sau cum înțelegeți să lucrați cu mine. Eu zic că vom găsi soluții și modalități de comunicare. De-a vă sigur că ușa mea este deschisă 24/24, telefonul este deschis 24/24 și vom avea comunicare permanentă pentru ca lucrurile să meargă înainte. Iar acolo unde poate nu găsim soluții pe moment, vă asigur că vom găsi rezolvări la probleme. Vreau să mulțumesc pentru sprijin autorităților locale, reprezentanților civilor de armă, instituții care de altfel am cooperat și anterior. Sunt convins și sper că vom beneficia de aceeași cooperare din partea noastră. Ce spunea domnul Dulceață este un adevăr. Sunt proiecte europene care pot fi accesate, sunt proiecte care putem merge împreună și pe ISU și pe Poliția Deltei și Garda de Coastă și Jandarmeria și Poliția, nu în ultimul rând și Capitania. Și nu întâmplător am lăsat la urmă pe domnul Tudor Marian, alături de care sunt convins că vom avea aceeași cooperare și aceeași deschidere pe care am avut-o și în perioada